Astăzi, 24 decembrie, la Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret Buiucani a avut loc un carnaval fotbalistic în ajunul sărbătorilor de iarnă. Anul nou și Crăciunul sunt sărbătorile celor mai bune speranțe și luminoase vise. Și anume, copiii sunt acea fericire, bucurie și minune din viața noastră. Clubul de copii și juniori Buiucani și Fece Dacia au făcut tot posibilul pentru ca fiecare din cei 350 de copii care practică fotbalul la Clubul Sportiv Buiucani să fie cuprinși de dispoziția dinaintea sărbătorilor de iarnă. Pentru ca fiecare din ei să țină minte această zi mult timp de acum încolo. A început sărbătoarea fotbalistică cu tradiționalele meciuri între grupe de variate categorii de vârstă de la Clubul Sportiv Buiucani, care pentru unii au purtat probabil un caracter amical, nu însă și pentru participanți, care cu toate puterile au tins să obțină victoria. Subiectul principal însă care i-a adunat pe toți copilașii a fost căciulița roșie și albastră de iarnă, iar grupul de fotbaliști mai în vârstă au mers și mai departe și și-au vopsit fața în culorile clubului nostru, galben și albastru. Arbitrii întâlnirilor au fost fotbaliști de la Dacia Chișinău, Vladimir Dragovozov, Eugen Cociuc și Petru Postoroncă. În pofida serioaselor pasiuni de pe terenul de fotbal, în atmosferă au dominat multe emoții pozitive, caracteristice dispoziției dinaintea sărbătorilor de iarnă. A doua bucurie a carnavalului fotbalistic a fost înmânarea mai mult de 100 de premii oferite de Clubul Sportiv Buiucani și sponsorii acestora, dar și Dacia Chișinău. Acest eveniment le-a adus copiilor și mai multe emoții și fiecare din ei au ascultat cu sufletul la gură cifrele anunțate de prezentatorul tragerii la sorți. În acest fel au fost aflați fericiții câștigători care au primit diferite produse de la echipă, dar și certificate la produse dintr-un magazin cu articole sportive. Și doar în ajunul anului nou putea să se producă minunea. Suma de 1000 de lei a fost câștigată de un copil care trăiește într-o familie numeroasă, cu 6 copii și care, din păcate, nu are tată. Oare nu este o minune? Oare zilele dinaintea sărbătorilor de iarnă nu constituie un timp miraculos când se întâmplă cele mai neobișnuite lucruri care pot să ne schimbe în viitor viața, măcar puțin câte puțin? Fiecare an nou care vine ne oferă tuturor posibilitatea să credem în minuni și să ne asigurăm că acestea se pot produce cum s-a întâmplat cu acest copil. Всем вам, вашим семьям, будущим хочу здоровья, удачи и ставьте себе цели, добивайтесь их, играйте в футбол, удачи вам в учебе и в футбольном поле. С праздниками вас! Копий, Полинзи, Полинзи, Андреной, только для карнавала нового футболиста. А трибут у нас, все шкетки, охотные струки, фруктовод. Тема для коллектива и клуба «Буйкань» – рынсовая рынка, санитация. Паче «Нини Мельвасы» – это овец, а шаг «Липи» не перечили. На какие смыслы такие рядаки? Санитация «Буйкань» – там есть совсем крик «Мали парти Беловой». Тому цянь, мы ве перечтем, ше ве музумик, сыке со мной турбиной, шачим, чемпионы, а тело же лук. Браво, поезд, тому цянь. Cel mai principal este să gândim doar pozitiv, să ne amintim de toate momentele frumoase care s-au întâmplat în viață, să fim alături de rude și apropiați și să le oferim atenția noastră. În sfârșit, să ne amintim că în afară de carieră și muncă sunt oameni care vă iubesc și vă așteaptă. Felicitări în ajunul sărbătorilor de iarnă!